Ziua, varianta foarte rapidă a introducerii. Am prezentat astăzi primul draft al programului de guvernare pentru 2012-2016. Urmează ca până joi să fie finalizat acest program și să fie prezentat în cadrul manifestării pe care noi o vom avea la ora, începând cu ora 17, la Palatul Parlamentului, Sala Rossetti. Evident, acest program reprezintă, fără foarte mari surprize, o chintesență a programelor noastre sectoriale prezentate în perioada de opoziție. Evident, însă, folosind experiența guvernamentală și scăzând ceea ce deja am reușit să facem în aceste 6 luni. Este un demers important. Până la urmă, există cele două oferte de guvernare, oferta Uniunii Social-Liberale și oferta Partidului Democrat Liberal aliat cu Partidul Poporului, Dan Diaconescu. Am reușit astăzi de dimineață să iau în serios propunerile anunțate de domnul președinte Blaga ieri. Sunt niște propuneri care presupun scăderea cotei unice, nu? Și celelalte anunțate de domnul Blaga presupun o gaură la buget de 11 miliarde de lei. Deci o creștere a deficitului cu un jur de 1% din PIB. După câte dezastre ne-a lăsat PDL-ul, acum încă 1% din PIB probabil pentru dâns și nu e important. Însă oferta noastră trebuie să fie o ofertă realistă și serioasă. N-am luat în calcul propunerile aliaților PDL, Partidul Poporului, care sigur sunt propuneri extrem de exotice și pe care domnul Blaga probabil le va integra în programul de guvernare. De asemenea, vineri, în prima zi de campanie electorală, avem acțiuni de lansare ale candidaților în câteva dintre județe, vor continua sâmbătă. Ceea ce pot să vă asigur este faptul că am prezentat colegilor de alianță și măsurile pe care guvernul le-a luat pentru a asigura buna desfășurare a alegerilor, exact cum a fost și la alegerile locale, și pentru ca, până la urmă, votul cetățenilor să fie reflectat în mod corect în mandat. În acest sens, și e ultimul lucru pe care vreau să vi-l transmit, propunerea mea, ca prim-ministru, este de a reglementa legal, mâine, printr-o ordonanță de urgență, ceea ce Biroul Electoral Central a stabilit cu alte ocazii, și anume faptul că sunt interzise în campania electorală oferirea de bunuri, bani, alimente, băuturi, alcoolice sau nealcoolice. Este permisă oferirea doar de obiecte într-o enumerare strictă. Pixuri, brichete, mă rog, afișe, șepci, dar cu obligativitatea de a fi inscripționate cu numele candidatului sau al formațiunii politice. Și de asemenea pot fi oferite obiecte de același tip, adică cu caracter electoral inscripționate, dar a căror valoare să nu depășească niciun fel 10 lei. În acest fel, lucrurile sunt foarte clar reglementate. Ce este interzis, ce este permis, regulile sunt valabile pentru toți competitorii și vom avea practic reglementat legal, alături de sancțiuni penale, evident, modul de desfășurare normală a campaniei electorale și împiedicarea oricăror tentative de cumpărare de voturi sau cum s-a întâmplat la referendum, de a împiedica oamenii să vină la voturi. Acestea au fost principalele subiecte. Dacă mai e ceva important, dacă nu mai bine, vă răspundem la întrebări cei 4 președinți aici prezenți. Da. Nu, în acest moment și probabil la construcția bugetului pe 2013, cota propusă de către Uniunea Social-Liberală, în urmă, în considerarea realităților pe care le trăim, este de 16%, iar o diferențiere, un impozit mai mic, de 12 sau 8%, poate fi introdus doar pentru cei cu venituri foarte mici și doar în măsura în care există acoperirea impactului bugetar. Eu am, când v-am precizat acel lucru, mai spun o dată, este oferta PDL-PPDD, asta cu reducerea,
Și efectul calculat de mine, m-aș fi așteptat să-l calculeze și domnul Blaga, cu domnul Videanu, vorba aia, un mare artist al banilor, efectul este de 11,5 miliarde pierderi la bugetul de anul viitor. Ce a propus PDL-ul pe PDD? Nu, stați că eu vorbesc despre una noastră, nu trebuie despre altceva. În programul de guvernare este 2012-2016. Efectiv, aplicarea chiar din 2013. Pot să vă spun la momentul finalizării proiectului de buget, dacă poate fi chiar din 2013. Sloganul de campanie, șeful campaniei... Astea sunt preocupările PDL-ului. Noi ne preocupăm de cum va fi guvernată țara. Ei sunt... șefii de campanie sunt la noi, sunt anunțați de foarte mult timp. Este domnul Dragnea, din partea Alianței de Centru Stânga. Și domnul Rareș Mănescu, din partea Alianței de Centru Dreapta. Da, dar... Da. Dar noi avem de la locale. Ce grijă avem. Avem de la locale, nu? Nu schimbăm echipa care a câștigat. Taxa de solidaritate pe marile averi va fi cuprinsă în programul de guvernare? Nu, nu. E vorba de un sistem fiscal însă, în care... Ce scuze? Nu e nicio problemă. Dar nu mă auzea domnul Andrei. Deci, proiectul fiscal se bazează, sigur, și pe 16%, pe scăderea TVA-ului în următorii 4 ani și pe noi surse de venituri la buget, iar una din aceste surse, în măsura în care o vom stabili și vom calcula impactul, poate fi și o anumită taxare. Primul rând e vorba de taxa pe tranzacțiile financiare, despre care știți că deja cred că 10 țări din Uniunea Europeană au stabilit-o și pe care putem să o introducem în măsura în care există o coordonare la nivel european. Și în continuare, noi resurse pentru buget. În 2014 putem aplica nou un sistem de redevențe pentru că încetează și efectele contractului de privatizare la OMV Petrom. Mai multe venituri, în mod sigur. Dacă tot vrea să-i cheltuie, PDL-ul vrea mai puține venituri la buget, noi vrem să avem mai multe venituri, pentru că, după cum știți, suntem țara din Uniunea Europeană care are cel mai mic buget raportat la PIB. Dacă îmi permiteți, eu mă refer la taxa exact în forma care a fost pusă în ETR, anul trecut. Sau în acest. Aceea o avem de stabilit în cadrul USL-ului. Deci nu va fi. Nu, nu. Aceea trebuie să o stabilim în cadrul USL-ului, pentru că suntem două părți în USL, ACS-ul și ACD-ul. Și așa cum am reușit să facem cu cota unică, vom reuși să găsim toate soluțiile fiscale pentru care suntem de acord. La sectorul 3. Ați avut, ați organizat numai. Eu cred că acolo. Aș vrea să vă întreb cum vedeți afirmațiile domnului Chirima, făcute la lucrarea pe care a avut sectorul 1 și vorbea despre sectorul 1 ca fiind cel mai exigent și despre alții care își exercează talentul oratoric, acolo unde voturile sunt mai ușor de... Sunt afirmații de mare generalitate și teze care nu constituie subiect. Din punctul meu de vedere, pentru campania electorală. V-ați simțit cumva vizat de discursul? Nu pot fi vizat eu de afirmațiile domnului Chiriman. Indiferent că le citește, că le recită, că le inventează pe loc. Nu, chiar nu suntem. Suntem într-o campanie electorală. Pe mine mă interesează victoria Uniunii Sociale Liberale în această campanie electorală. Pe mine mă interesează candidații. Și orice s-ar întâmpla și orice ar mai organiza adversarii politici prin cine nu te aștepți,
Nu veți auzi de la mine nici măcar o replică dată unui coleg sau unor colegi care candidează numele Uniunii Sociale Liberale în această campanie. Așa încât faceți ceea ce aveți de făcut, dar nu așteptați de la mine răspuns. Eu v-am spus că pe domnul Chiliman nu l-am considerat, m-am spus mai demult treaba asta, m-am referit la alții. Către care domnul Chiliman își trimitea sfaturile în mod destul de comun. Dar afirmațiile domnului Neagu Ciuvara, cum le vedeți? Dar m-am pronunțat despre asta. Nu e subiect nici domnul Neagu Ciuvara, nici afirmațiile sale în această campanie. Subiect de programul de guvernare, subiectul sunt de numai. Restul sunt anecdote la care, cu plăcere, după campanie, dacă vă organizați ceva, participă. Dar... Spuneați că veți argumenta problema cu ce se poate da în campanie și ce nu. Nu se vrea să spuneți că nu sunt obiectul cu această problemă. Păi mâine avem ședința de guvern. Nu mai putem să mai reglementăm mai târziu, pentru că vineri începe campania electorală. Becu a dat un răspuns în care, de data aceasta, deși în 2008, ei, de fapt, noi practic o să luăm textul dat de Becu în 2008. Dar în 2012, probabil și ei speriați de DNA, au zis, domnule, nu mai eu, să stabilească organele de urmărire penală. Ori, probabil că toate acțiunile DNA-ului împotriva celor care au votat au dus și, i-au dus și pe membrii BEC-ului la foarte multă precauție și atunci, ca să nu mai fie niciun fel de discuție, să spună domnul Morar că o brichetă este sau e cu primire de foloase necuvenite, nepatrimoniale, nu? Acel monument de prostie juridică pe care l-am auzit cu după mulți ani de drept, foloase, necuvenite, nepatrimoniale, prin faptul că îndemnă oamenii să vină la vot. Păi numai asta o să facem toți, bănuiesc. Și domnul Plaga o să îndemnă oamenii să vină la vot, să voteze și toți politicienii. Cu asta ne e meseria. Motiv pentru care vreau să existe o reglementare legală care să fie nici noi abuzuri. Să se spună, nu, brichet, ai voie să dai, n-ai voie să dai chibritul. Da. Domnul președinte Oprea, domnul Culită Tălâță mai este membru de PR? Da. Și dacă da, domnul ăsta face campanie de să doamne Elena Udrea acolo. Eu știu că Culită Tălâță, care e președintele Consiliului Județean Neamț, este membru USR și face campanie pentru Uniunea Socialistă. E complicat acolo, la Roman. Vă dați seama, totuși. E multă lume care face campanie pentru doamna Udrea. Da, sunt înțelegere. Nu avem la vizită de doamna Udrea. Da. Domnule Cota, la tine astăzi a fost auzită de Tatia Apănescu în dosarul de la supravizorul Chim și a făcut din nou un circ. Acolo a și adus o jucărie de puș, un mic mouse, pentru că sunteți dumneavoastră. Și a spus că singura și nu în contact. Fiecare face ce poate. Singura jucărie e că nu are lucruri în zonă, sigur, la plânge. Eu pot doar să vă spun un singur lucru. Într-adevăr, în cazul Olchim s-au comis fapte de natură penală, documente bancare false și nu pot decât să cer ca justiția să fie egală. Dacă săptămâna trecută au fost anchetați zeci de oameni, nu? Pentru fraude bancare. Și eu cred și sper că parchetul și domnul Morar nu îi anchetează doar pe cei care nu sunt adversarii USL-ului. Domnul Morar trebuie să ancheteze toate fraudele bancare și în acest sens cred că se desfășoară cercetări penale libere și corecte. Doamnă, să vă explic. În primul rând, cam ăsta este raportul între USL și PDL, ARD, cum se numește. Într-adevăr, noi avem, conform sondajelor agreate și de PDL, 57%. Acele sondaje care arată că scădem toți odată. Mă rog, e o chestie ciudată.
Săracul domnul Isărescu, de ce trebuie să cadă și el doar ca să ne scadă pe mine și pe Crin? Da, mă rog. Da. Deci cam asta e diferența între USL și ARD. Domnul Ungureanu, una din explicațiile era să zic eșecelor, că mă gândesc că e coleg cu doamna, eșecurilor catastrofale pe care le-a avut în scurta carieră politică, o reprezintă și acest gen de aroganță, de a spune că ai lui sunt deștepți, chiar dacă sunt puțini, iar ceilalți sunt mulți, dar nu știu, nu sunt deștepți și nu sunt frumoși și nu... motiv pentru care probabil că va avea un nou eșec, succesurile îi sunt dificil de obținut, doar că va avea un nou eșec electoral. Eu m-am referit la lansarea lor la lucruri foarte concrete. Ceea ce a spus domnul președinte Blaga ieri, că se reduce, se dă la tot poporul, se reduce tot. Și eu am calculat ce a zis domnul Blaga, astăzi de dimineață, nu eu, sigur, specialiștii noștri în finanțe, și am constatat că mai dă o gaură de 11 miliarde. Avându-l pe domnul Videanu lângă el, domnul Videanu a dat găuri de mai mult de 11 miliarde. A dat gaură 1 miliard la hidroelectrica de euro, a dat gaură, ieri ați văzut, 200 de milioane la Casa Națională, pentru că domnul acela Duță era pus de Videanu. Și Videanu e cel care n-a semnat ca ministru al sănătății documentele necesare. Deci avându-l pe Videanu, numai Videanu dă o gaură de 11 miliarde. Plus măsurile propuse de domnul Blaga, un specialist recunoscut în finanțe și limbi străine. Deci eu la asta m-am referit. La ce au promis ei acum? Totuși, mai spun un lucru pe care cred că orice om de bun simț îl spune. Dom'le, dacă erau așa deștepți și de bune administratori, cine i-a împiedicat până luna mai să-și pună în aplicare gândurile geniale? Cine i-a împiedicat până luna mai să nu avem auditurile 2009-2011 la fonduri europene, să se blocheze fondurile europene pe care noi acum le deblocăm? Sigur că erau așa de buni, dar ne-au blocat fondurile europene din cauza lor. Acum sunt atât de buni încât dacă le deblocăm noi, vin ei iarăși la guvernare. Eu nu cred că în acest moment oferta lor este o ofertă nici măcar serioasă. Cred că e o ofertă făcută așa la disperare. E disperarea între a obține 16% sau 19%. Și înțeleg. În rest, mă bazez pe domnul Ungureanu ca procentele USL să mai crească în perioada următoare. Scăderea CAS va deveni o certitudine din 2013 sau este inclusă pentru un proiect mai larg? Este inclusă doar pentru un proiect sustenabil 2012-2016. Dacă vreți prioritatea 0 pentru 2013 și unul din punctele cele mai importante pe care le avem de discutat cu femeii Comisia Europeană, reprezintă cota diferențiată la producător pentru produsele agricole. Acolo, conform studiilor făcute de noi, trebuie să-i convingem și pe cei de la FMI și Comisia Europeană, și domnul ministru Constantin va fi foarte persuasiv în acest sens, conform studiilor făcute de noi, nu se pune problema unei scăderi, vorbesc de anul 2013, unei scăderi de încasări la bugetul statului, probabil există un mic gap în primele 2-3 luni de aplicare, după care scoțând la suprafață economia care în acest moment este nefiscalizată, pentru că cu 24% nu reziști pe piață, practic scoțând-o pe încheierea anului vom avea venituri suplimentare la buget și plus avem un sprijin real și consistent pentru unul din cele două motoare de creștere economică. Unul este energia, celălalt este agricultura. Domnule ministru, vă rog. Să nu mai aruncați țigări pe jos. Vă rog. Nu, atât m-am gândit ce mi-ați fi... Eu nu-s fumător. Dar ce mi-ați făcut mie dacă mă vedeți, să mă filmați? A, deci numai persoanele publice nu au voie să arunce pe jos. Asta e o gândire foarte bună. Bravo! Vă rog, da, spuneți. Dacă, dincolo de programul de guvernare, aveți un plan pentru perioada 2012-2016 să aduceți la zi situația românilor din diaspora, acea problemă care a creat nervozitatea din vară. Și cum o veți face? La ce vă referiți? La liste și la... Bun. Ideea următoare. Eu sunt convins, mai ales după deciziile uneori destul de confuze ale Curții Constituționale,
Sunt absolut convins că în modificarea Constituției României, modificare care va avea loc, revizuire, care va avea loc în primul semestru al anului 2013, trebuie să lămurim și acest lucru. Și anume, avem vorum de 50% plus 1. N-are nimeni din Europa, după cum știți foarte bine, cetățenii germani, dacă trăiesc în România și vor să voteze la alegeri, trebuie să ducă la ambasadă, se înscrie pe listă sau pe lista electorală. Nu poți să faci vorum din ceva ce nu poți să numeri. Din cei 3 milioane de cetățeni români care trăiesc în străinătate. Trebuie să stabilim foarte clar ce facem cu colegile din diaspora. Din punctul meu de vedere, este bine să rămână aceste colegii, dar practic acel parlamentar să reflecte cu adevărat comunitatea din diaspora. Pentru că acum sunt toți parlamentari în frunte cu domnul Brânză. Sunt parlamentari care fac Brânză aici, în România. Nu o fac acolo, în Italia sau în Spania. Și atunci trebuie să lămurim exact dacă ei chiar îi reprezintă pe românii din străinătate sau nu. Trebuie să lămurim ce înseamnă, pentru că legea spunea foarte clar. Liste electorale permanente sunt dintre cei care au domiciliu. După aceea, Curtea Constituțională a întors-o. Dar în 2013, fără a mai avea nici emoțiile generate de referendum, nici emoțiile generate de alegeri, trebuie să lămurim clar în Constituție și să luăm o decizie. Ce se întâmplă? Eu cred că României din diaspora trebuie să voteze, cred că trebuie să aibă reprezentanții în Parlament, dar în același timp cred că e imposibil să-i treci la quorum, pentru că nu va mai trece niciodată niciun referendum, practic. Nu poți să le ceri celor aflați într-un sat din Spania sau în cine știe în ce localitate din Canada să formeze quorumul când modificăm Constituția, de exemplu. Nu vă gândiți la referendum doar la suspendarea președintelui, pentru că domnul Antonescu nu va comite încălcări ale Constituției și nu va fi cazul, da. Însă vorbesc de referendumul pentru alte probleme. În primul rând pentru revizuirea Constituției și pentru alte domenii care are loc referendum. Dar, repet, în 2013, primul semestru, trebuie să avem finalizată textul de revizuire a Constituției, în așa fel încât să intrăm în anul 2014 cu regiuni prevăzute în Constituție, să intrăm cu o lege electorală, un cod electoral clar, cu un sistem al referendumului foarte clar și nu va mai fi vorba că e, domne, contra lui Băsescu. Domnul Băsescu șterge mandatul cel mai târziu în 2014. Din punctul meu de vedere, înainte de vara anului 2013. Dacă nu, probabil că va fi în toamnă. Vă rog, domnule. Dacă puteți să explicați cum adică ce mai târziu în 2014? Nu vedeți până la finalizarea mandatului, la termen, pe domnul Băsescu? În ciuda imaginii că sunt un intim al domnului Băsescu, ca bar n-am ce gândește dumneavoastră. Nu, suspendare. Nu, la asta, nu, asta e o obsecție în altă parte. Păi eu nu știu dacă domnul președinte Băsescu dorește sau nu, sau Dumnezeu știe să șterne mandatul. Asta este o decizie care aparține domniei sale. Nu mie și nu nouă. În sensul ăsta. Spuneam, nu, eu mă referam la ceva. Maxim 2014. Sper să nu-și prelungească mandatul. Adică la asta mă refeream. Că și-l micșorează sau nu, e un lucru care aparține. Dar că nu-și prelungește mandatul, la asta mă refeream. Și suspendarea, nu știu de ce, domnul Antonescu mă îmbruiază când vorbesc de președinte. Vă rog. Așa voi manifesta respect față de președinte și când veți fi dumneavoastră, domnule. Eu îți făceam de gândesc să râd, după cum spune. Vă rog. Ce cu suspendarea? Pe când o nouă suspendare? A domnului Antonescu? Nu, repet, încă o dată, ca să vă răspund cum am răspuns de fiecare dată foarte serios. Dacă domnul președinte Băsescu nu comite noi încălcări ale Constituției, nu cred că este de actualitate și oportun să vorbim de suspendare. Nu pot să știu ce va face domnul președinte Băsescu. Referitor la acel caz la care s-a referit și domnul Antonescu și cu un care încă o dată suntem cu totul de acord. Eu nu cred că președintele Băsescu va ignora votul din 9 decembrie. USL-ul, dacă are majoritate absolută, va forma guvernul și va avea primul ministru, bineînțeles. În varianta foarte puțin probabilă, în care eu nu cred,
că președintele va ignora votul democratic și nu știu, va nimic pe domnul Blaga sau pe domnul Diaconescu sau pe domnul Ungureanu, pe cine mai vrea el, deși oamenii au votat altceva, sigur și din punctul meu de vedere, vorba de o încălcare a Constituției și a voinței electoratului. Dar eu nu cred că se va întâmpla acest lucru. Am fost clar acum? Mulțumesc. Vă mulțumesc. N-am vorbit, am răspuns, eu nu vorbesc despre președinte. Nu, după cum știți foarte bine și probabil veți fi și invitați, marțea viitoare, pe 13, particip la Bruxelles la întâlnirea cu primii miniștri pe această temă și, sigur, președintele Parlamentului European și al Comisiei pe tema mecanismului bugetar multianual 2014-2020. La finalul acestei întâlniri, când mă întorc în București, în mod sigur voi informa Parlamentul. Mi-e greu să-l mai informez pentru că nu mai este în activitate. Dar voi informa, sigur, conducerea Parlamentului și pe președintele României asupra ultimelor discuții, pentru că am discutat și cu primul ministru al Italiei, domnul Monti, săptămâna trecută. Am discutat și cu primul ministru al Spaniei. Deci nu doar cu cei din grupul prietenilor Coeziunii. Și voi solicita, sigur, oficial, bazat pe aceste discuții și această perspectivă, mandatul pentru a merge la summitul din 22-23. Dacă președintele va fi de acord sau nu, nu știu să vă spun în acest moment, dar nu va fi un conflict până la urmă. Va fi o solicitare la care domnia sa va răspunde pozitiv sau negativ. Dar nu va fi niciun conflict pe această temă. Eu îmi doresc foarte mult să evităm orice fel de conflicte și înainte de alegeri și după alegeri. Oamenii vin să voteze, avem nevoie de stabilitate, am pus înapoi țara cât de cât într-o direcție dreaptă și bună și corectă după catastrofa din primăvară și acum nu trebuie să mai facem greșeli. Iar inima țării pe care vor să o repornească alții, să nu mai repornească alea furăciunile. V-am spus că l-am văzut pe Videanu, deja m-am gândit la băieții deștepți și la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, unde lumea fericită l-așteaptă pe Videanu să repornească. Și îmi dau seama ce vrea să repornească Videanu. În programul de guvernare și mai ales în bugetul pe 2013, aveți în vedere și o soluție pentru competențele bănești privind restituirea proprietăților? Suntem obligați. Păi știu, dar cum... Suntem obligați până în luna aprilie 2013 să luăm o decizie clară și definitivă referitoare la problema restituirilor. Între timp însă două lucruri au fost importante. În primul și în primul rând, faptul că au continuat controlele, am descoperit foarte multe situații în care restituirile s-au făcut în mod ilegal. Adică, înțelegeți despre ce e vorba și dosarele sunt la parchet. Iar al doilea lucru, o problemă atât de importantă cum este cea a restituirilor, trebuie să facă obiectul unui consens politic. Pentru că, sigur, noi vom avea majoritate și vom lua anumită decizie. Dar acea decizie se aplică în an de zile, pentru că e vorba de restituirea natură, e vorba de reșalonarea pe un termen și atunci, dincolo de campanie electorală, dincolo de declarații sfărăitoare, până în aprilie, trebuie să avem un consens politic pe această temă fundamentală. Recunoașterea imediată, ca să mai vorbesc de ideea de a plăti imediat acele restituiri, ar însemna 16 miliarde de euro, deci, practic, jumătate din bugetul ca în 2013, ceea ce, în mod sigur, e nesustenabil. Și atunci restituirea natură, reverificarea cererilor și eșalonarea plăților, dar acesta e o decizie politică fundamentală pe care trebuie să-și o asume toate forțele politice. Și ce faceți? Veți avea consultări până în, mod sigur, în decembrie cu această nu, temă? Nu, parcă n-ai cu cine să vorbești până în 9 decembrie. Păi și dacă vă spune nu și vă vor lăsa pe bugetul pe 2013 și spun nu avem o soluție. Dom'le, PDL-ul are această problemă a alianței cu PPDD-ul și atunci ei sigur că cel puțin până pe 9 decembrie n-au cum, că supără pariat. Dar după 9 decembrie sper să rămână niște oameni cât de cât raționali care să conducă PDL-ul. Mă rog, restul pe lângă ei mai puțin important, cu care să putem să discutăm lucrurile. Eu vă înțeleg, dar aveți o variantă pe care ei nu vor fi de acord, să nu vei ajunge la un punct. Sigur, vom putea să luăm decizia prin majoritatea pe care o avem noi. Dar nu va fi o decizie, cum să vă spun,
mulțumitoare, pentru că, fiind vorba de eșalonare pe un termen important de ani și de restituire în natura bunurilor, practic, cei care au de primit acele bunuri trebuie să știe că nu e vorba doar de actualul guvern sau de actuala majoritate. Eu cred că după decembrie 2009, după ce încetează alianța lor cu PPDD-ul, cred că o să găsim niște parteneri la cât de cât rațional pe această temă. Deocamdată n-au cum, că e supăra aliații. Deci soluțiile ar fi, primul, reverificare, reeșalonare și restituire natură. Și restituire natură. Soluția ca de-a doua zi dăm toți banii, v-am explicat, este o minciună, dacă cineva spune că poate să dea 16 miliarde de euro într-o zi. Nu se poate, pentru că e jumătate din bugetul țării. Vă mulțumim mult de tot, ne-am făcut mare plăcere.